Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Carambol într-o intersecție din Câmpul Lung. 3 mașini au fost avariate. Pe scena amplasată în piața primăriei s-a consumat prima ediție a festivalului de datin și obiceiuri de la Câmpul Lung. 2 bobăr și 2 atlezi mușceleni premiați de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș. Neacordarea de prioritate a dus la producerea unui accident care putea să se soldeze cu victime multiple într-o intersecție din municipiul Câmpul Lung. În urma coliziunii au fost avariate 3 autoturisme, iar o femeie a ajuns la spital. Un accident rutier a avut loc marseară în municipiul Câmpul Lung, la intersecția străzii Dr. Fălcoianu cu bulevardul Lice Brătianu. O femeie care conducea un autoturism Dacia Logan nu s-a asigurat când a vrut să vireze pe strada Dr. Fălcoianu și a izbit un alt autoturism care circula pe bulevardul Lice Brătianu. Din impact a fost lovit un al treilea autoturism care staționa la intersecție. La fața locului au intervenit pompierii militari cu auto specială de intervenție, un echipaj smurt și mai multe echipaje ale poliției. Militarii au asigurat zona împotriva izbucnirii unui posibil incendiu, iar paramedicii smurt au preluat o femeie, șoferul uneia dintre autoturismele implicate în accident, în vârstă de aproximativ 28 de ani, care a fost transportată la spital pentru investigații medicale amănunțite. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină în un accident rutier produs pe bulevardul Ion Mihalache, în municipiul Câmpul Lung. Accidentul rutier s-a produs între 3 autoturisme, în urma căruia au rezultat 2 victime. Una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la CPU Câmpul Lung. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Au trecut 32 de ani de la izbucnirea Revoluției Române, în care și-au pierdut viața mii de soldați, civili, copii și bătrâni. În semn de recunoștință, autoritățile din Câmpul Lung i-au comemorat pe eroii mușceleni care au pierit în lupta pentru libertate. La cimitirul eroilor de la Flămânda, cât și la Lerești, la mormântul eroului general Vasile Milea, au fost depuse coroane de flori. Moment emoționant la monumentul eroilor Revoluției din cimitirul Flămânda. Autoritățile locale, reprezentanți ai revoluționarilor, dar și ai partidelor politice, au fost prezenți pentru a aduce un omagiu eroilor mușceleni căzuți în acele zile sângeroase de decembrie 1989. Evenimentul a debutat cu onorul primit de primarul Elena Lasconi și comandantul garnizoanei Câmpul Lung, Ovidiu Stănescu, după care au urmat intonarea imnului național și o slujbă de pomenire. Ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ținitorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Dormiților robilor, eroi căzuți la Revoluția din 1989, și a robilor tăi, eroi Vasile, Georgeta, Costel și Iosif, în loc luminat, în loc de veteasă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, tristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit ei cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i Dumnezeu să ierte. În cinstea martirilor care au luptat pentru libertate, au fost depuse coroane de flori.
se depune o coroană de flori din partea primăriei municipiului Câmpul Lung. Și în localitatea Lerești, acolo unde există mormântul eroului general Vasile Milea, au fost depuse coroane de flori, la fel și la mormântul eroului de la Mihăiești. Câmpul Lung a găzduit prima ediție a festivalului de datini și obiceiuri de iarnă. Chiar dacă a fost un gernă praznic, nu au lipsit parada costumelor și a portului popular și grupurile de colindători sosite din Argeș, Mușcel, dar și din Botoșani, care a urcat pe scenă pentru a-i colinda pe cei prezenți în piața primăriei. Pe un frignă praznic în piața primăriei municipiului Câmpul Lung s-a desfășurat prima ediție a concertului de datini și obiceiuri de iarnă. Evenimentul a debutat cu parada costumelor și a colindătorilor, în fruntea acestora aflându-se, așa cum este datina în zonă, flăcăi în costume populare călare pe cai. Primarul Elena Lasconi și viceprimarul Nicolae Zaharia au primit alaiul de colindători, după care a debutat pe scenă programul susținut de aceștia. Spectacolul a fost deschis cu grupul de colindători ai clasei de canto Gina Pavel. Rând pe rând au urcat pe scenă grupuri de colindători ai Școlii de Arte și Meserii din Pitești, grupuri de colindători ai Casei de Cultură Tudor Mușatescu și grupul de colindători din Comuna Rucăr. Seara s-a încheiat cu un spectacol de excepție în care muzica tradițională românească și colindele au fost interpretate cu maestrie de ansamblul Mugurelul Mărgineanca din Botoșani. Spectacolele oferite de Primăria Municipiului Câmpul Lung se vor încheia pe data de 27 decembrie cu trupa Hai Hui și Gașca Zurli. La sediul protoieriei din Câmpul Lung a avut loc tradiționalul concert de colinde susținut de corul preoților de la parohiile din Mușcel. În deschidere, elevii seminarului teologic Iustin Patriarhul din municipiu au cântat mai multe colinde îndrumați de profesorii Leonard Prunoiu și Călin Popescu. Glasuri de colindători au răsunat marți seara în sediul protoierii din Câmpul Lung.
Elevii seminarului teologic Iustin Patriarhul din Câmpul Lung, îndrumați de profesorii Leonard Prunoiu și Călin Popescu, au susținut un concert frumos de colinde. Seara s-a încheiat cu un alt concert susținut de această dată de preoții parohiilor din Mușcel și cu o poezie recitată de părintele Ion Cojocaru. Iisus copil, fără leagăn, fără slavă, și în ființa lui firavă au pătruns fior de ger, și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii dat în cer. Și a fost Iisus sărac, se uitau cu milă bacii, cum l-ardeau pe față macii, cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost un rob Iisus, sus, slujind împărăția, jos, la Iosif și Maria, lumii întregi s-a dat răpus, și a fost fiu și rob Iisus, ca să avem și noi robia și învierea lui Iisus. Dumnezeu să ne ajute! Protopopul de Mușcel, Petre Moșoianu, gazda colindătorilor mușceleni, s-a bucurat că anul acesta concertul a putut fi susținut, având în vedere relaxarea restricțiilor generate de pandemie. Este un moment special și bucuria este darul cel mai frumos pe care Dumnezeu l-a adus. Pentru că Domnul Hristos a venit în lume ca să ne ducă pacea. Pentru aceasta trebuie să-i mulțumim Domnului Hristos pentru jertfa Lui cea pentru noi și pentru bucuria nașterii din Betleem. De aceea noi, românii, ne naștem cântând colind. Seria colindelor tradiționale continuă și la alte parohii din Mușcel. Elevii de la școala gimnazială Sfântul Iacob din Câmpul Lung au susținut câte un spectacol cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cadrele didactice împreună cu elevii au pus în scenă momente care marchează nașterea Domnului. Nu au lipsit nici colindele și scenetele tematice.
Cadrele didactice de la Școala Gimnazială Sfântul Iacob din Câmpul Lung, împreună cu elevii, au susținut cu ocazia sărbătorilor de iarnă un program artistic în cadrul căruia au cântat colinde, atât în limba română cât și în limba engleză, și au prezentat mici scenete cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Pe la fiecare clasă a trecut Moș Crăciun și a lăsat daruri elevilor. O definiție, pentru că noi suntem școală cu profil engleză și deja când gândim în limba engleză, iată un alfabet, cum este și acolo, al Crăciunului. S is for the Santa who makes every kid his cat. Cum urăm noi în engleză tuturor, sus, să zicem cu roșie? Merry Christmas! Merry Christmas! Și urarea pentru toți în română pe care avem noi ca mesaj astăzi. Pace pe pământ și bunătate pe oameni! Bravo! Rugăm o zi bună, călătorie frumoasă și la alți copilași și să ne vedem și la anul. Sănătoși, păniși frumoși, la mulți, mulțumim, la revedere! Începând de joi, 23 decembrie, elevii vor intra în vacanța de iarnă. Tot mai puțin mușceleni fac performanță la Câmpul Lung. În vremurile bune ne mândream cu campioni la box, judo sau lupte. Anul acesta doar 4 sportivi au fost premiați de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș. Aceștia sunt bobării Mihai Tentea și Ciprian Darocții și atleții Constantin Dinescu și Ionuț Iordache. Cei mai buni sportivi și antrenori ai anului din județul Argeș au fost premiați în cadrul Galei Sportului Argeșan 2021 de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Consiliul Județean Argeș. Au fost răsplătite performanțele obținute de către sportivi în anul care tocmai se încheie la campionatele naționale pe ramură de sport și sau participanți cu loturile naționale ale României la competiții internaționale oficiale. Cu toate că performanțele la Câmpul Lung nu mai sunt cele de anii trecuți, în cadrul acestei gale au fost premiați și sportivi mușceleni. Pentru performanțele obținute la întrecerile naționale și internaționale au primit distincții bobiorii Mihai Tentea și Ciprian Daroții, antrenați de profesorul Iulian Păcioianu. Tot pentru performanțe obținute de data aceasta la atletism, au fost premiați Constantin Dinescu și Ionuț Iordache de la Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung,
antrenați de Gheorghe Ivan. Mâine meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș, însă temperaturile rămân la fel de scăzute. Acestea se vor încadra între minus 5 grade și 0 grade Celsius. În nordul județului avem minus 5 grade la Nucșoara și la Rucăr, minus 4 grade la Berevoiești și la Cetățeni, minus 3 grade la Corb și la Domnești, iar la Câmpul Lung de asemenea temperaturi foarte scăzute de până la minus 4 grade Celsius. Și în sudul județului va fi frig, avem minus 1 grad la Recea, 0 grade la Ungheni, iar la Pitești de asemenea temperaturi negative de minus 1 grad Celsius. Și în județul Dâmbovița mai avem de înfruntat încă o zi cu temperaturi scăzute, acestea se vor încadra între minus 4 grade și 0 grade Celsius. În nordul județului avem minus 4 grade la Râul Alb, minus 3 grade la Pietrari, minus 2 grade se vor înregistra la Voinești, iar în sud avem minus 2 grade la Găiești și la Cornățelu, minus 1 grad la Morteni și la Vișina, 0 grade la Șelaru și la Corbi Mari. Temperaturi scăzute avem și la Târgoviște de minus 1 grad. La noapte cerul va fi predominant senin la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între minus 13 și minus 12 grade Celsius. Mâine, după cum spuneam, încă o zi geroasă la Câmpul Lung cu temperaturi de până la minus 4 grade Celsius. De vineri mai cresc temperaturile, astfel că vineri vom avea 2 grade în termometre, iar sâmbătă temperaturile cresc până la valoarea de 8 grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare puteți urmări emisiunea Univers Cultural. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere! Vai, ce soare e aici, n-a mai nins de mult. Hei, hei, moșule, ce faci? Ce cauți aici? Bună, draga mea! Păi, aici e Clar TV? Aici e Clar TV, ce faci cu astea în mână? Am primit niște scrisori și am adus cadourile pentru că joi trebuie să le împart. Joi avem emisiune în direct? Așa e. Da, trebuie să oferim cadourile copiilor, da? Eu am venit cu cadouri. Și ce ai aici? O parte? Pot să le aduc pe toate, și da? Ce cadouri ai? Câte ai? Ce le dai la copii? Am televizoare, am telefoane și alte surprize. Stai un pic, dacă mi-amintesc eu, parcă sunt 5 televizoare, Smart TV-uri și 12 telefoane. Așa cum minți au fost copiii? Foarte cum minți anul ăsta, să vezi ce... Hai să nu te mai țin. Ce poezioare mi-au trimis, vama. Și cântecele. Le-ai ascultat pe toate? Pe toate, mi-am de citit câteva scrisorele și restul, toate sunt extraordinar de frumoase. Super, da. Mă bucur. De joi ne vedem de la ora 18 la emisiune, da? Da, acum car pachetele, că Rudolf e pe aici, am parcat că dacă nu-i zăpadă, am venit și eu cu Sania așa pe sus, am zburat cu Rudolf până aici. Ce frumos! Am adus o parte din pachete și joi... Joi ne vedem, ne vedem în direct în studio. Sigur, nu se poate. Super, abia așteptăm. Da, bine. La revedere, moșule, să ai spor la treabă în continuare. Așteptați-mă că vin negreșit. La revedere. Bună, copii! Am adus cadourile, ne vedem joi, nu uitați! Bună, mă numesc Tătărin Alexandra, am 11 ani și sunt din județul Argeș, comuna Mușete, Salvarea Faurului, și vreau să-i spun Moș Crăciun o poezie și un colind. Prin amerții, fapt de seara, a plecat către Oran, Moș Crăciun cu iepuraș și în hămala sănioară. Drumurile străinite, noaptea vine, gerul crește cu urechile ciurite, iepurașul se grăbește. Uite o casă acolo în vale, cu ferestre luminate, moșul s-a oprit din cale, cu tăganul în poartă bate. Bună seara, bună seara, ia că vin cu sonioara și cu darul proaspete. Bucuroși de oaspete? Bucuroși, bucuroși, și strigă glasul de copii. Moșule, de unde vii? Ia că vin din mostră moși încărcat cu jucării. Și-am pornit la drum cu zorul să vă spun că noaptea asta s-a născut Mântuitorul. Nașiție, să vă aducă bucurie. Închinați-vă frumos Domnului Iisus Hristos, care în paza lui vă ține. Eu vă las de acum cu bine, că e târziu și sacul e greu și mai sunt în drumul meu și alte case cu copii. Colindul.
ce ne cu zăpadă din străfund de cer. Albe flori de lou, mândruile ruiler. Mâine e Crăciunul, azi al său ajun. Vin colindătorii, vine Moș Crăciun. Să-l primim cu cântec, mândruile ruiler. Ce ne cu zăpadă din străfund de cer. Mâine e Crăciunul, azi al său ajun. Vin colindătorii, vine Moș Crăciun. Trimi Moșule scrisoare, trimi Moșule scrisoare, să-mi aducă daruri multe, poate aduce și nisoare, oare vrea să mă asculte? Recunosc, n-am fost cu minte și-am făcut câte o prostie, dar când îmi aduce daruri, îi voi spune o poezie. În ajunul de Crăciun, voi merge la colindat să-i vestesc omului bun de Iisus prealuminat. O braț frumos, o braț frumos, cu cetinatul vede, tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde. O braț frumos, o braț frumos, cu cetinatul vede. Altă noapte gerul a bătut la geam, cine să-l audă dacă el dormea? A căzut zăpada și s-a luminat, va ce flori frumoase gerul a pictat. Moș Crăciun cu pete d-albe a sosit în primă mers și aduce daruri multe la fetise și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Vă-și ne spun, azi e ziua de Crăciun. E o dintre sărbătoare, cum e la toate e sărbătoare. Toată mântul s-a zătit, e frumos o hodobit. E subieta de date, dar multe e noate. Vă spun să se de date. Costumul ar fi mecat. S-a lăcat la copii, dar și ducării. Mi-a de buculoasă, de toate sub băvasă, de toate sunt cerbării. Asta mai vreau să fie. Mi-e a, să nu te afuge, nimeni nu ajunge. Ai tot de ducă, paga fie lucă. Lasă-l prin lăpată, mie nu mi-a să o văd. Să ne uită. Să ne nu ajunge. Să ne uită. Să-mi iuze eu joală, fuge, 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 salut! Salut! Astăzi o să vă cânt Dom, dom, să înălțăm! Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, am plecat să colindăm, dom, dom, să-nălțăm, când boierinu s-a acasă, dom, dom, să-nălțăm, când boierinu s-a acasă, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, că au plecat la vânătoare, dom, dom, să-nălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să-nălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, căprioare n-au vânat, dom, dom, să-nălțăm, și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să-nălțăm, și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, să facă din pielea lui, dom, dom, să-nălțăm, vezi-mi frumos domnului, dom, dom, să-nălțăm, vezi-mi frumos domnului, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Tuturor vreau să vă spun, azi e ziua de Crăciun. E o zi de sărbătoare cu mireasmă și splendoare. Bradul mândru s-a gătit, e frumos împodobit,
dar sub el sunt așezate cadouri minunate. Moșul va sosi îndată cu tolba lui fermecată. Să aducă la copii cadouri și jucării. Lumea toate bucuroasă și de toate au frumoasă. Peste tot iar armonia și-a vreo mereu să fie. Azi e ziua de Crăciun. Tuturor vreau să vă spun, azi e ziua de Crăciun. E o zi de sărbătoare cu mireasmă și sprendare. Bradul mândru s-a gătit, e frumos împodobit, iar sub el sunt așezate daruri multe minunate. Moșul va sosi îndată cu tolbale fermecată, să aducă la copii cadouri și jucării. Lumea-i toată bucuroasă și de toate sunt pe masă, peste tot e armonia, așa vrea mereu să fie. Vai, ce soare e aici, n-a mai nins de mult. Hei, hei, moșule, ce faci? Ce cauți aici? Bună, draga mea! Păi, aici e Clar TV? Aici e Clar TV, ce faci cu astea în mână? Am primit niște scrisori și am adus cadourile pentru că joi trebuie să le împart. Joi avem emisiune în direct? Așa e. Da, trebuie să oferim cadourile copiilor, da? Eu am venit cu cadouri. Și ce ai aici? O parte? Pot să le aduc pe toate, și da? Ce cadouri ai? Câte ai? Ce le dai la copii? Am televizoare, am telefoane și alte surprize. Stai un pic, dacă mi-amintesc eu, parcă sunt 5 televizoare, Smart TV-uri și 12 telefoane. Așa cu mințea au fost copiii? Foarte cu mințea noastră, să vezi ce... Hai să nu te mai țin. Ce poezioare mi-au trimis, va. Da? Și cântecele. Le-ai ascultat pe toate? Pe toate, mi-am de citit câteva scrisorele și restul, toate sunt extraordinar de frumoase. Super, da. Mă bucur. De joi ne vedem de la ora 18 la emisiune, da? Da. Acum car pachetele, că Rudolf e pe aici. Am parcat că, dacă nu-i zăpadă, am venit și eu cu Sania așa pe sus, am zburat cu Rudolf până aici. Ce frumos! Am parte din pachete și joi... Joi ne vedem, ne vedem în direct în studio. Sigur, nu se poate. Super, abia așteptăm. Da, bine. La revedere, moșule, să ai spor la treabă în continuare. Așteptați-mă că vin negreșit. La revedere. Bună, copii! Am adus cadourile, ne vedem joi, nu uitați!